vecinul de lângă mine l-a găsit mort dimineața, ci și jura, în jur de jurul orei 1, noaptea, de la pizzerie a venit un personal de acolo și l-a găsit aici și a dat telefon la salvare și a venit și l-a dus. Era bătut? Nu știu, vecinul zice că-i sânge, era sânge jos acolo și... Am auzit că n-avea copilul, băiatul de 20 de ani, nicio legătură cu grupul. Mergea liniștit și că cei trei erau drogați, erau treniși. Și l-au luat la bătaie. Când l-au lăsat, dimineața l-au găsit mort. Și nu poate fi identificat, că e desfigurat. Atâta ce am auzit. Și că cei trei din Barbu. Este vorba despre un pacient în vârstă de 35-40 de ani, aproximativ, la venire pacient comatos, Glasgow 3, instabil respirator, instabil hemodinamic, cu multiple hematoame periorbitale, se practică IOT, ventilație mecanică, se stabilizează hemodinamic, se trimite spre Târgu Mureș pentru consult și intervenție de specialitate. Ieri dimineață când am ieșit pe poartă, a fost poliția de la jandarmerie prima dată și m-a întrebat dacă nu am auzit gălăgie pe stradă. Zic, domnule, eu am cules la zmiură până un sărat, sunt obosit, noaptea am dormit și n-am ce să, deci ce să vă spun, ce n-am auzit. Bine, zic, s-o mai întâmplat, că uite și mie mă spart geamul întâi la baie și pe urmă la sufrageria și cine nu știu, că dau cu pietre de ajuns piața în casă. Deci, și ce v-au zis că s-a întâmplat aici? Și astea le-am auzit de la... Dar eu nici n-am mai trecut pe acolo, că n-am vrut să... Mă rog, până ieri după masă a fost poliția, au zis că de la criminalistică, s-a prezentat un domn, nu-i mai rețin. Și dacă cu respect să lasă să uite. Și zic, sticla aia de bere e veche, de câteva zile acolo, dar o mai că sunt niște pungi, nu știu, de pufuleț sau o pungă și-o luat-o dânsă. Și ieri am văzut, după masă nu mai era o trecut, o... Nu știu, deci ce-o cercetat, alea e meseria dânsilor, dar mie nu mi-o... Am ajuns la Târgu Mureș? Nu. Pacientul a decedat în ambulanță, fiind returnat la Spitalul Municipal de Iași. Starea lui a fost foarte gravă. Foarte gravă. Pacient critic. Și ce-ar fi avut cu el? Care a fost motivul? Dacă erau drogați, bănuiesc că nu mai trăsa niciun motiv, nu? Putea fi oricine. O femeie, un copil mai mic. Dar e pericol așa, persoanelui stradă, noaptea vecea prin Blaj? Logic, că ți-e frică, nu? Avem copii mici. Ți-e frică. Mai ales că aici cred că nici nu... E iluminație ca lumea, în tuneric. A fost poliție mult aici? Nu știu, deci chiar habar n-am. Lucrul ăsta chiar nu știu. Ce-am auzit. Lumea vorbește și sunt multe povești, dar nu știm nimic asigur. Atâta știm că e mort. Sper să ia măsuri, să putem fi în siguranță. La data de 6 septembrie 2020, procurorul criminalist din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus punerea în mișcare acțiunii penale față de doi inculpați în vârstă de 16 respectiv 19 ani pentru săvârșirea infracțiunilor de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice. În fapt, s-a reținut că în noaptea de 5 spre 6 septembrie 2020, aflându-se pe strada Nicolae Bălcescu din municipiul Blaj, județul Alba, pe fondul consumului de băuturi alcoolice și a unui conflict spontan, cei doi inculpați au exercitat lovituri cu pumnii și picioarele asupra unei persoane de sex masculin care nu a putut fi identificată până la acest moment. Victimei au fost cauzate leziuni traumatice abdominale care au condus la decesul acesteia, deces care a survenit în momentul transferului de la Spitalul Municipal Blaj spre Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. Procurorul criminalist a dispus reținerea celor doi inculpați pe 24 de ore, la acest moment fiind sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Alba cu propunere de luare a măsurii preventive arestării pe perioada de 30 de zile.
Precizăm că în cauză sunt continuate cercetările penale pentru lămurirea tuturor aspectelor de fapt și de drept ale cauzei, iar inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal.